Thank you.
Cuvinte pline de farmec îmi clocotesc în inimă și zic, lucrarea mea de laudă este pentru împăratul. Capana unui scriitor iscusit să-mi fie limba, tu ești cel mai frumos dintre oameni. Harul este turnat pe buzele tale, de aceea te-a binecuvântat Dumnezeu pe vecie. Împărăția sa, mireasa ta stă la dreapta ta împodobită cu aur de ofir. Ascultă, fică, vezi și pleacă-ți urechea. Uită pe poporul tău și casa tatălui tău și atunci împăratul îți va pofti frumusețea. Și fiindcă este domnul tău, adu-i închinăciunile tale. Copiii tăi vor lua locul părinților tăi. Îi vei pune domni în toată țara. Din neam în neam îți voi pomeni numele, de aceea în veci de veci te vor lăuda popoarele. Amin. Venim înaintea lui Dumnezeu prin rugăciune să cerem binecuvântare peste această frumoasă sărbătoare din locul acesta, din această zi. Tată care ești în ceruri, ne plecăm înaintea ta și binecuvântăm numele tău pentru ziua de astăzi. Pentru acest moment de sărbătoare ne închinăm cu mulțumire înaintea ta și îți mulțumim că Diana și Augustin sunt aici, pregătiți să înceapă viața lor împreună. Te rog ca tu să-i binecuvintezi. Binecuvintează întâlnirea noastră în casa ta, Doamne, și am vrea ca ceea ce cântăm și ceea ce vorbim să-ți aducă ție slavă și glorie. Ne plecăm înaintea ta cu recunoștință. Tu, acela care pui oameni împreună, Doamne, ca să formezi o familie, îți mulțumim și te sărbătorim pe tine și te cinstim pentru planurile tale bune și frumoase. În numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Bine ați venit la această frumoasă sărbătoare. Din toată inima să miri înainte de toate și le spun Augustin și Diana, Domnul să vă binecuvinteze. Este un moment așa de frumos să fim la nunta voastră la această zi de sărbătoare. Salut cele două familii, familia fratului Augustin, părinții, familia Dudaș, veniți din Georgia, dorim ca Domnul să vă binecuvinteze. Știu că sunteți aici cu rudenii, cu familie, de asemenea cu prieteni. Toți cei care ați venit de departe să fiți binecuvântați de Domnul. Frații păstori ai bisericii din Atlanta m-au rugat ca să salut această adunare, să salut cei doi miri, sunt bucuroși ei pentru voi, n-au putut să vină să fie aici, dar în Duhul sunt și doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. De asemenea, familia Șulea, părinții Miresei, Domnul să vă binecuvinteze. Mă gândeam la fratele Petrică, trebuie să fie greu să dai mireasa. Unii cred că ați trecut pe aici, alții vor trece pe aici. Dorim ca Domnul să binecuvinteze casele voastre și această sărbătoare frumoasă, plină de emoție, din această zi, din locul acesta. Timpul care urmează va fi un timp de cântare, un timp de asemenea de predicare a Cuvântului Sfânt al lui Dumnezeu. Salutăm frații păstori care sunt soțiți la această sărbătoare. Avem pe fratele Gug, venit din Nashville, ca să fie la această sărbătoare. De asemenea, pe fratele Pavel Lung, care este cu noi la această sărbătoare, frații vor vesti cuvântul lui Dumnezeu, dorim ca Dumnezeu să-i binecuvinteze. Cei care sunt parte acestei slujiri din această dupămasă au un program și vom urma așa cum este pregătit pentru această dupămasă, punctele prin care se va desfășura acest frumos eveniment. Dorim ca Domnul să binecuvinteze inimile noastre în timpul acesta de închinare, din locul acesta. Amin.
Ziua scăldată în lumini de sărbătoare, ziua de cântec și vis fermecătoare, mii de culori strălucesc pe polta albastră, mii de petale privesc la nunta voastră. Doamne, pătite umerii tăi pe calea vieții, cu poră frumos paradis în viața lor. Doamne, pătite umerii tăi spre veșnicie, în viață ne fi bun Iisus Mântuitor. Ca un leceafăr în zori le fie viața, doar minunate visări la lungă ceața. Iisuse, revasă frumos și bucurie, poartă-i spre cerul de vis în veșnicie. Doamne, poartă-i pe umerii tăi pe calea vieții, cu poară frumos în viața lor. Doamne, poartă-i pe umerii tăi spre veșnicie, în viață le fi bun Iisus Mântuitor. Doamne, poartă-i pe umerii tăi spre veșnicie, în viață le fi bun Iisus Mântuitor. Amin. Rătăceam în păcat și-n pierzare, rătăceam în păcat și-n pierzare, rătăceam în păcat și-n pierzare. Rătăceam în păcat și-n pierzare, eram singur în noapte străin, dar bunul păstor cu îndurare m-a găsit și mi-a dat har din plin. Bunătatea, îndurarea mă vor însoți zi de zi, zi de zi-n viața mea. Bunătatea, îndurarea mă vor însoți zi de zi, zi
de zi în viața mea. Cu blândețe El mă-nviorează și putere vândă zi de zi. La ape tot El mă conduce, mă păzește de orice ar veni. Bunătatea-nturarea mă vor însoți zi de zi, zi de zi-n viața mea. Bunătatea-ndurarea mă vor însoți zi de zi, zi de zi-n viața mea. Când străbat valea umbrelor morții, El și-atunci îmi rămâne păstor. Mă poartă cu mâna Lui tare spre limanul dincolo de nor. Și voi trăi veșnic în casa Domnului meu, la masa Lui în mărire voi cina. Bunătatea-ndurarea mă vor însoți zi de zi, zi de zi-n viața mea. Bunătatea-ndurarea mă vor însoți zi de zi, zi de zi-n viața mea. Zi de zi, zi de zi-n viața mea. Zi de zi, zi de zi-n viața mea. O cunosc pe Diana de când era petiță mică, cunosc familia lor, ne-am întâlnit la ei la rugăciune de multe ori și mă bucur că astăzi, prin harul Domnului, suntem la o așa sărbătoare frumoasă. Nu-l cunosc pe fratele Augustin, l-am văzut acum prima dată, dar știu că Domnul îl cunoaște și vă cunoaște pe amândoi. De aceea rugăciunea mea și cred că tuturor este ca Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă dea o căsnicie fericită și să vă însoțească în calea vieții. Amin. Câteva îndemnuri, fiindcă timpul este extrem de scurt și am vrea ca cei doi să fie fericiți, nu pentru faptul că facem ce nu trebuie, ci ce trebuie, pentru că este ziua lor. Câteva lucruri foarte, foarte importante, pe scurt, care sunt necesare în căsnicie. Nu sunt adresate doar lor, ci tuturor. Una dintre lucrurile foarte importante care să țină cont și să țineți cont este răbdarea. În căsnicie, în viața de familie, este nevoie de răbdare. Știți care este primul element atunci când citim cartea de Întâi Corinteni, capitolul 13, și vorbește de dragoste? Știți care este primul lucru care spune cu ce începe? Am să citesc. Dragostea este îndelung răbdătoare. Vor fi momente care sunt diferite decât momentele de azi. Vor fi momente când este nevoie nu de răbdare. Răbdarea este un lucru normal. Aici spune Biblia, în dragoste e necesară îndelungă răbdare. Știți că nu avem răbdare?
Sunt două cuvinte, când vreau eu și cum vreau eu. Dacă ar fi Avram aici să-l întrebăm la bătrânețea lui Avram, cam de ce-ți pare ție rău în viață? Eu cred că Avram ne-ar spune, fiindcă n-am avut răbdare. Și fiindcă n-am avut răbdare, am făcut greșeală și s-a născut Ismael. Datorită faptului că s-a născut Ismael, vedem câte teroare în întreaga lume. Și cred că Avram ar striga cu gura mare și le-ar spune și lor să aveți îndelungă răbdare unii față de alții. Trebuie să fie timpul când vreau eu și cum vreau eu să înceapă să micșoreze tot mai mult. Abia să mai vezi la orizont când vreau eu și cum vreau eu. Și deodată să apare când vrea Domnul și cum vrea Domnul. Să fiți binecuvântați cu îndelungă răbdare în căsnicie. Apoi un alt element, iertarea. Când Petru s-a dus la Domnul Iisus, s-a dus cu o listă și cu un număr și îi spune de câte ori să iert. Și Domnul Iisus îi spune, lista ta nu e valabilă. Voi în căsnicie va trebui să iertați ori de câte ori este nevoie, până la sfârșitul vieții. Iertarea este necesară și trecem prin viață având nevoie de iertare. Știți, omul care a greșit unul, așa spune la Coloseni, îngăduiți-vă unii pe alții. Nu? Înseamnă că totul e bine în familie atunci, totul e pace și... Îngăduiți-vă unii pe alții. Și dacă unul are pricină să se plângă de altul, asta arată mai departe că sunt probleme și în familie sunt probleme și o să aveți și voi probleme, pentru că suntem pe pământ. Dar zice, dacă aveți probleme, îngăduiți-vă unii pe alții și iertați-vă unii pe alții. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Când ai greșit, omul are nevoie de iertare și simte parcă tras în jos la fund, dar când l-ai iertat, l-ai ridicat sus. De aceea, îmbrăcați-vă cu această calitate minunată în căsnicie, de a vă ierta unii pe alții. Și apoi dragostea. Am spus odată unuia care a venit la mine și mi-a spus că vrea să divorțeze și i-am spus, de ce? Nu mai pot înțelege cu nevastă. Și avea copii. Și am zis, spune și mie, când ai spus ultima dată, I love you, te iubesc? Sau când ai cumpărat o floare ultima dată? Sau când te-ai dus la magazin să-i cumperi o rochie, să-i faci o surpriză? Vă zice, am spus I love you când m-am căsătorit, când a fost așa și destul. Și a spus, dragul meu, lucrurile nu lucrează așa. Ia-i o floare și du-te acasă. Și slavă Domnului că sunt încă împreună, fiindcă a făcut ce trebuie. Și încheie cu aceasta, să nu fiți ieftin în a spune, îți mulțumesc, thank you. Pentru că unii pe alții vă ajutați, vă sprijiniți și trăiți împreună. Și e bine să fie apreciere atunci când unul face pentru celălalt și îi spui thank you. Răbdare, iertare, dragoste și apreciere. Și Domnul să-L binecuvânteze. Salvat sunt pe cruce, prin harul divin, sunt liber de toate, de aceea mă închin.
dreptății. Eram vinovat, dar milă mi-a arătat. Mila lui mare mi-a arătat și din păcat El m-a scăpat prin harul său mare. M-am întâlnit, salvat sunt pe veci fericit. Mă uitați la mine, niropaze sunt fii. Salvat sus pe cruce prin harul divin. Sunt liber de toate și vesel azi când. Salvat sunt prin harul său sfânt. Mila lui mare mi-a arătat și din păcat El m-a scăpat prin harul său mare. M-am întâlnit, salvat sunt veci fericit. Prin harul său mare m-am întâlnit, salvat sunt veci Mulțumim lui Dumnezeu pentru această ocazie și această sărbătoare. Mulțumim Domnului pentru Diana și Augustin, care ne-au pricinuit această zi frumoasă. Avem câteva gânduri din partea lui Dumnezeu pe care le-am intitulat Keep God First. Căsătoria este darul lui Dumnezeu pentru noi. Calitatea căsătoriei este darul nostru pentru El. Căsătorie fericită este unirea a doi buni iertători. Doresc ca viața și căsătoria mea să arate mai puțin ca lumea și mai mult ca Hristos. Ca soț, voi iubi soția mea ca pe mine însumi. Voi conduce familia așa cum Hristos conduce biserica. Voi purta grijă de familia mea întotdeauna. Ca soție, voi iubi soțul meu și copiii noștri. Voi fi ajutorul potrivit pentru soțul meu. Voi avea grijă de casa mea. Câteva sfaturi practice. Păstrați pe Dumnezeu pe primul loc. Rugați-vă împreună. Familia care se roagă împreună stă împreună. Tot ce faceți, să faceți cu dragoste. Respectați-vă și încurajați-vă unul pe altul. Citiți Biblia împreună cât mai mult posibil.
Fiți grabnici la ascultare și începeți la vorbire. Faceți-vă timp să comunicați. În concluzie, căsătoria în trei. Dumnezeu, Diana și Augustin. Cum spune Eclesiastul, funia împletită în trei nu se rupe ușor. Cu cât mai aproape de Dumnezeu, cu atât mai aproape unul de altul. Fie ca binecuvântarea lui Dumnezeu și prezența lui să vă însoțească tot timpul și în tot locul. Amin. Iată ziua ce-ați cerut-o de la Domnul pentru voi, rugăciunea voastră astăzi s-a împlinit. Bucurii să aveți în suflet, ca și astăzi printre voi, Duhul Sfânt din asta slavă l-ați primit. E o zi în care voi razele iubirii voastre să încălzească vostru cămin, diamantul fericirii să păstrați. Și la Domnul toată viața veți găsi la El sprijin, doar pe El în veci de veci să Îl urmați. E o zi în care voi jurământul unul altuia vi-l dați. Domnul Sfânt va sprijini și va ajuta până la capăt să-l păstrați. Floarea dragostei într-una, înflorită s-o păstrați, orice clipă cu Iisus mereu să fiți. Cereți Domnului în viață să fiți binecuvântați și cu nuna să vi-o da în paradis. E o zi în care voi jurământul unul altuia vi-l dați. Domnul Sfânt va sprijini și va ajuta până la capăt să-l păstrați. Thanks for the signal. Diana and I met about 6 years ago when she was in law school, and I wondered why
a beautiful young lady wasn't married. Then I got to know her and understood that she's a fireball. So I want to tell you a couple things about marriage, if I can. Everyone has an opinion, and most are quick to give advice, but be wise. Don't listen to most of it. Ignore the rest. Our society and our culture are not friends to marriage. If you listen to the popular advice, read the best books on marriage, and seek out the best counselor, you still have no guarantee of a successful marriage. If you want a successful marriage, you need to center it on your faith and on biblical principles. I've never been divorced, but I've walked through hundreds of divorces with clients and friends. There are a few things that I think I've learned over that time that I'd like to share with you. Just a couple. The first is communication. Communication is one of the keys in your marriage. Talk to each other. If you can communicate, then you are well on your way to a successful marriage. Now, when I say communicate, I really mean deep communication about anything. Discuss your money, your fears, your goals, anything, good times, bad times. Intimate, emotional, and spiritual communication without fear of judgment or retribution or being historical. Now, I didn't mean hysterical, I meant historical. Because people have a tendency to bring up everything they've ever done in the past. You must be more like God, quick to forgive, remembering the offense no more. When God forgives our sins, He separates it as far as east is from the west, and He remembers it no more. That's quite an accomplishment. If you put that in your marriage, you'll be well on your way. You must recognize that men and women communicate differently. If you fail to recognize this difference, you will fail to communicate. I've heard I've asked many men this particular question. When your wife comes in and says to you, "I have nothing to wear," what does she mean? What she means is, "I have nothing new." Go to her closet, she has a whole large closet full of clothes, but she has nothing to wear. Now, when the man comes into the room and says, "I have nothing to wear," what does he mean? The laundry hasn't been done. That's exactly right. That's correct. There's a failure to communicate. I want you to remember that part of communication, Augustine, is listening. Most of us men are not very good at that. Sometimes Diana will just want you to listen to her. Make certain that you do. Resist the urge to fix the problem without listening. Most men are really not hard of hearing, but they do have a highly skilled, honed sense of selective hearing. Avoid it. Keep talking, keep listening, continue to communicate, and do not embrace the silent treatment in your marriage. It's something to be avoided. The second thing I've learned is that I believe that commitment is the key to a successful marriage. Our society doesn't assign much value to the marriage vows. In fact, many modern couples, at least in America, often write their own vows that are totally devoid of any commitment whatsoever. Others vow to commit to each other without even giving it a second thought or the meaning of it. As Diana knows, I often recommend a book to people that are getting married. The title of it is Lies at the Altar. This book is generally about unfulfilled expectations and the marriage vows, which few take seriously. Many, many marriages often start with a lie at the altar. Diana and Augustine, you should consider your marriage vows as an unbreakable commitment to marriage to each other. For a moment, consider some of the commitments from the traditional marriage vows. Will you love, comfort, honor, keep, in sickness and in health, forsaking all others, keep the only unto to yourselves or to each other for as long as you live? Or how about, better or worse,
rich or poor, sickness and in health, to love and to cherish till death do you part. Most people say these vows and they never take them into consideration what they mean. After these vows, most ministers will be looking for a response from the married couple, such as I do or I will. Commit to the I will of marriage. Commit to each other when it's good. Commit to each other when it's bad. Remember that the word divorce is not part of your vocabulary. And never let it pass from your lips to each other. My longtime pastor used to say that in all the years he was married, he never once considered divorce. Considered murder on a number of occasions. There will be disagreements. It's inevitable that you will view things differently. God brought you together because you complement each other. If you agreed on everything, then one of you is not necessary. You may come to a point in life when your feelings become challenged. Right now, you've got the woo of being married. Let me tell you that life will bring to you some times where that woo won't be there anymore. Marriage is not a 50-50 commitment. It's more than 100% for each of you to give to each other. Ruth Graham is quoted as saying, "Those who abandon the ship the first time it enters a storm miss the calm beyond. And the rougher the storm weathered together, the deeper and stronger your real love grows." Remember, love is really not a feeling. Never trust your feelings. Feelings are great, but they will deceive you. Love is an action, not a feeling. It is what you do, not what you say, not what you feel. Augustine, Paul said in Ephesians 5:25, "Husbands, love your wife as Christ loved the church and gave himself for it." That is really an incredible thought when you think about what Jesus did for us. Paul didn't say, have great feelings for your wife. He said to love her. And it's kind of like that Nike commercial, if you've ever seen it on TV. Just do it. It's a conscious choice. It is a commitment. Diana, it's curious to me that that passage in Ephesians 5, Paul never said to the wife, love your husband. Have you ever thought about that? But rather, he said to submit. Now, this is a foreign concept in our modern culture. It's not a concept of being inferior, but it's the idea of respect. Diana, of course you should love Augustine, because he needs that. But he also needs for you to respect him. You ought to be his best and most outspoken cheerleader. It's often been said behind every successful man that there is a great woman, and that's true. You should be his encourager, his confidant, his best friend. And if you don't, there's a risk someone else will. It takes communication and commitment to build a life together, worship together, pray together. When both of you sincerely embrace God's love, you will feel differently about yourself, your marriage, your family, and your world. When the two of you embrace God's love together, your marriage will be transformed. And when you accept the Father's grace and share his love, you will be blessed here on earth throughout eternity. So if you genuinely seek to build a marriage that will stand the test of time, make God the centerpiece. When you do, your love will endure for a lifetime and beyond. May God be with you. Bless you. May your lives together be long and fruitful. May you be poor in misfortunes and rich in blessings. May your challenges be small and your joy abounding. God bless.
Thank you.
Augustin și Diana, alături de părinții voștri, alături de mulți voștri prieteni, mă bucur și eu împreună cu soția să fiu la nunta voastră în această zi. Domnul să vă binecuvinteze. Să știți că este o minune că vă văd pe amândoi mână în mână la altar. Foarte mulți s-au rugat pentru asta și își văd visul realizat și rugăciunile ascultate. Slăviți să fie Domnul! Diana, vreau să spun că ceea ce faci tu astăzi, eu am făcut în urmă cu 30 și ceva de ani și nu-mi pare rău. Am intrat în marea familie a dudășenilor. Și vreau să spun ceva, nu încerca să înțelegi și nu cere explicații prea multe. Just bucură-te cu ei și o să fii fericită toată viața. Aș vrea să, pentru că văd la multe nunți în ziua de astăzi că lucrurile mărunte iau locul lucrurilor importante, aș vrea să fructificăm timpul acesta pentru că aveți așa de mulți nuntași în ziua aceasta și cred că e foarte important momentul când stăm înaintea Domnului la altar. Aș vrea să citesc două versete doar din Cartea Genesa, capitolul 5. În ziua când a făcut Dumnezeu pe om, l-a făcut după asemănarea lui Dumnezeu. I-a făcut parte bărbătească și parte femeiască. I-a binecuvântat și le-a dat numele de om în ziua când au fost făcuți. Amin. Augustin, trebuie să spun că Diana te face om astăzi. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. I-a făcut parte bărbătească și parte femeiască, i-a binecuvântat și le-a dat numele de om. Ea te face om astăzi. Spun experții că un tânăr înainte de căsătorie este incomplet. După căsătorie este un om terminat. Sigur că vi s-au dat multe sfaturi în această dupămasă și aș vrea nu doar pentru ei, ci pentru noi toți, pentru cei care suntem căsătoriți și pentru cei care urmează să se căsătorească, să am câteva gânduri despre familie. Pentru că trăim niște vremuri foarte ciudate, este foarte important să ne întoarcem la cuvântul lui Dumnezeu, pentru că Domnul Iisus are o vorbă când se pune în discuție problemele de familie. La început n-a fost așa cum se gândește astăzi. Familia e prima instituție umană din lume, concepută, proiectată, inițiată și realizată de Dumnezeu. Dumnezeu e autorul familiei și cred din toată inima, și cred că și voi sunteți convinși de lucrul acesta, că ceea ce voi faceți astăzi este proiectul lui Dumnezeu. Aveți convingerea aceasta și pecetea voiei lui Dumnezeu peste ceea ce voi faceți astăzi. Rolul familiei în societate, frați și surori, este deosebit de important, mai ales în zile ca acestea. Familia este baza societății umane. Când cade familia, cad toate instituțiile umane, sociale. Tot ce va slăbi familia, va slăbi societatea. Tot ce ridică, tot ce înalță familia, va înălța societatea. Trist este faptul că astăzi experții nu conștientizează adevărurile acestea simple. Familia este baza revelației divine. Când Dumnezeu s-a descoperit lumii prin Hristos, a venit în mod simplu, ca un copilaș născut într-o familie, născut într-o familie. Când Hristos mai târziu și-a început lucrarea mesianică și a făcut prima minune, revelându-se ca Mesia, ca Salvatorul lumii, a ales să-și arate slava pentru prima dată la o nuntă. Și aș vrea ca Domnul să-și arate slava la nunta voastră și în căsnicia voastră pentru totdeauna. Amin? Dar în același timp aș vrea să mai subliniez un lucru. Familia este ținta săgeților arzătoare ale celui rău. Și în ceea ce s-a spus până acum, probabil că ați prins câteva crâmpei din adevărul acesta. Nu e de mirare că cele mai multe și cele mai grele probleme se petrec astăzi în familie.
Pentru că Satana, dușmanul de moarte al familiei, îndreaptă tot arsenalul lui demonic în a distruge această instituție creată de Dumnezeu. Problema relațiilor stricate, deteriorate, rupte câteodată, problema rebeliunii copiilor, a distrugerii autorității capului de familie, a emancipării sexului frumos, sunt doar câteva semnale vizibile și îngrijorătoare ale vremii noastre care caută în mod intenționat distrugerea familiei. Ce este de fapt familia? Păi aș putea să dau un răspuns foarte simplu la întrebarea aceasta. Ceea ce vrem noi să facem din ea. Și putem acționa în două moduri în aspectul acesta. Putem să facem ce vrem noi din familia noastră și cei mai mulți din nefericire decid varianta aceasta, sau putem descoperi și realiza ceea ce Dumnezeu intenționează să facă din familiile noastre. Care este intenția lui Dumnezeu cu privire la familie? Familia să devină un colț de rai. Asta este destinația dată de Dumnezeu familiei. Fiecare familie să fie un colț de rai. Desigur că fiecare tânjim după paradisul pierdut. În prag de căsătorie, toți tinerii, și băieții și fetele, visează frumos, au vise frumoase. Visele astea însă pot să devină ruinate după căsătorie, sau pot să fie realizate. Și asta înseamnă bucurie, satisfacție. Vreau să spun tuturor celor căsătoriți că în Eden erau porunci care trebuiau respectate. Și în familie Dumnezeu a lăsat nu multe, două porunci. Pentru bărbat să iubească nevasta și pentru soție să fie supusă bărbatului. Este foarte important să înțelegem, dacă familia noastră vrem să fie un colț de rai, trebuie să respectăm poruncile fixate de autorul familiei, adică de Dumnezeu. Apoi, în al doilea rând, ce este familia? Un loc de crescut oameni, nu câini și pisici. Sorry. Asta este destinația dată de Dumnezeu, făuritorul căsniciei de la început. Vă spuneam, Iisus a crescut, și așa cum spune Scriptura, în înțelepciune, în statură, în familie. Nu pe stradă, nu la creșă, nu la grădiniță. Nu acolo se formează caractere a unei noi generații, ci în familie. Dezvoltarea fizică în trup a unui copil are loc și trebuie să aibă loc în familie. Dezvoltarea rațională, intelectuală, în minte, trebuie să aibă loc în familie. Dezvoltarea socială, reguli de bun simț, trebuie să fie formate în familie. Despre Domnul Iisus se spune că era tot mai plăcut înaintea oamenilor și înaintea lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte, odată o familie tânără avea un copil mic și au primit niște musafiri. Și musafirii, cum se procedează de obicei, au adus bomboane copilului și i-au înmânat o cutie de bomboane și mama copilului întreabă, cum spui? Și el a spus, mai dă-mi. Vă întreb, cine să dezvolte trăsături de caracter în copil dacă nu mama și tata? Frați și surori, zâmbim de multe ori la chestii de felul acesta, dar vreau să vă spun că trăim într-o societate bolnavă din punct de vedere moral și spiritual. Noi, ca părinți, am inventat creșa, grădinița pentru copii. Copiii au inventat azilul de bătrâni sau casele de bătrâni, business-ul ăsta care e în floare astăzi în toată America, mai ales printre români, pentru părinți. Vreau însă să subliniez un lucru. Tot ce va fi omul în viață, o binecuvântare sau o pacoste, începe din familie. De aceea, familia are un rol deosebit de important în planul lui Dumnezeu și Satana știe bine lucrul acesta, de aceea îndreaptă, vă spuneam, arsenalul lui de săgeți distrugătoare împotriva familiei. Ce este familia? Un loc de adăpost și siguranță. Viața în societatea noastră modernă, nu trebuie să vă explic lucrul acesta, dumneavoastră simțiți pe propria piele lucrul acesta, e dură și necruțătoare.
Când vin furtunile vieții, valurile mizeriei și păcatului și voile necredinței și batjocorii, unde să te refugiezi? Care-i locul unde cauți adăpost și siguranță? Doar în familie. De aceea, familia trebuie păstrată într-o atmosferă cerească, într-o atmosferă biblică, să fie un loc al adăpostului și al siguranței. Și aș mai spune ceva. Familia este un loc unde se transmit valorile de la generație la generație, de la părinți la copii și nepoți. Vă aduceți aminte ce spune Apostolul Pavel lui Timotei? Mi-aduc aminte de credința ta neprefăcută care s-a sălășluit întâi în bunica ta, Lois, în mama ta Eunice și sunt încredințat că și în tine. Credința neprefăcută, neipocrită, se transmite din bunică în mămică și apoi în copii. În familia lui Timotei credința s-a transmis, nu s-a impus cu forța. Și aici trebuie să luăm aminte părinților pentru copii, pentru generația viitoare. Familia, cred eu, că e prima școală și părinții sunt primii profesori. Și ce e rău se transmite și încă mult mai ușor. Deci vreau să avertizez părinții în punctul acesta. Copiii nu moștenesc niciodată spiritualitatea noastră, fraților. Știți ce moștenesc ei? Firea noastră pământească. Mă uit la copiii mei, și mi-am dat seama, așa, cu trecerea anilor, cum aș fi fost eu dacă nu-L cunoșteam pe Domnul, când vedeam acțiunile firești ale copiilor mei. Odată un păstor s-a supărat rău pe cei trei vlășgani al lui și a spus, la un moment dat, i-a adunat pe toți trei și a stat de vorbă cu ei și le-a spus, măi, voi știți de ce sunt foarte supărat pe voi? Și el mai mic a spus, nu, tată, nu știm, pentru că nu mă mai suport pe mine în voi. Toate prostiile care le-am făcut eu la tata le văd dublate și triplate la voi. Trebuie să fim foarte atenți. Copiii nu moștenesc spiritualitatea noastră, ci ceea ce-i firesc, metenele, slăbiciunile, inclinațiile noastre firești. Aș vrea să pun o întrebare pentru părinți. Ce vrem să transmitem generației viitoare? Valori sau slăbiciuni? Și aș vrea ca fiecare familie să conștientizeze lucrul acesta. Aș mai spune în încheiere încă ceva și vă rog să fiți foarte atenți. Familia e un loc cu probleme. Dacă cineva vine la voi să vă spună că ia o familie perfectă, să nu-i credeți. Nu este adevărat. Nu există familii perfecte fără probleme, pentru că nici unul dintre noi nu suntem perfecți. Da? Nici unul nu suntem perfecți. Și de aceea nu poate să existe o familie perfectă. Nu trebuie să pretindem o familie perfectă, pentru că asta este o absurditate. Familia e bombardată cu tot felul de idei, cu tot felul de filozofii umaniste. Sunt probleme specifice familiei. Probleme care se înfruntă doar în viața de familie. Ce am constatat eu în activitatea pastorală de vreo 30 ceva de ani este faptul că cam aceleași probleme le are fiecare familie. Și în fața acelorași probleme, unele familii rezistă, iar alte familii se ruinează, se blochează în fața problemelor. Deosebirea nu este în absența problemelor, ci în felul cum sunt privite, abordate sau rezolvate problemele. Fiecare familie se confruntă, de fapt, cu două feluri de probleme. Probleme interne, între cei doi, care intervin între cei doi, soț și soție, și probleme externe, din afară, care bombardează familia. Care ar fi problemele interne? Deosebirea dintre cei doi. Provin din familii diferite, medii sociale diferite, culturi diferite, și uneori chiar denominații diferite. Și asta se vede în primele zile după căsătorie. Citeam undeva că doi soți au divorțat aici în America de la tubul de pastă de dinți. El prindea pastă de dinți de oriunde, ea îl răsucea așa frumos, cum trebuie. Și de la asta au divorțat. N-au putut nici cum să se înțeleagă la aspectul acesta. Când eram copil în România, era o revistă, cei mai în vârstă o țineți minte, revista Urzica. Și acolo, pe prima pagină, la un dat, era o scenă tare interesantă. Un mămica la un copil de vreo 2-3 ani îi făcea pantofii și
Îl întreabă mămica, și când ai să fii mare tot, mămica, o să-ți facă pantofi. Și el zice, nu, se însoară băiatul. Vedeți, mentalitățile diferite pot să creeze probleme foarte serioase. Apoi, în stilul de comunicare, fiecare e obișnuit cu tonul din familia lui. Diana, să știi că la Dudășeni se cam strigă. Să nu te sperii, să nu te sperii, să fii calmă, păstrează calmitatea, că numai doar strigă, nu-i nimic periculos acolo. Apoi, schimbarea loialităților, de la familia ta la familia nouă, de la familia lui la familia voastră. Baza fondării familiei o găsim aici în Cuvântul lui Dumnezeu, în Geneza 2:24. De aceea va lăsa omul pe tatăl său, pe mamă sa și se va lipi de nevastă sa și se vor face un singur trup. Omul și nevasta lui erau amândoi goi și nu le era rușine. Sunt patru principii aici în fondarea unei căsnicii după voia lui Dumnezeu. Lăsarea, va lăsa pe tatăl său și pe mamă sa, asta e valabil și pentru Augustin și pentru Diana, amin? Sorry. Va lăsa pe tatăl său și pe mamă sa. Apoi se va lipi de nevastă sa. Dacă lăsarea nu-i reală, nu-i 100%, lipirea nu va fi 100%, să știți. Întotdeauna, Diana, dacă vrei să-ți superi soțul, să spui, tata nu așa făcea chestia asta. O făcea altfel, tata gândea altfel în problema asta și l-ai terminat. Ferească Domnul să ajungeți acolo. Augustin, dacă tot să-i spui lui Diana, mama nu așa făcea supa asta, mama altfel călca cămășile mele, ai terminat-o, să ferească Dumnezeu să se întâmple lucrurile acestea. Lăsarea este o experiență dureroasă, dar esențială. Nu se poate face lipirea dacă nu-i lăsarea și nu va fi unire și transparență dacă nu este lipire în viața de căsnicie. Numai Duhul Sfânt poate să facă lipiceala aceea, unirea aceea în Duh. Nu doar unirea socială, unirea fizică, dar unirea în Duh. Să vă puteți ruga împreună, să puteți citi Scriptura împreună. Domnul să vă ajute la lucrul acesta. Și aș mai spune ceva ce nu prea se spune la anunț. Omul și nevasta lui erau amândoi goi și nu le era rușine. Știți despre ce vorbește versetul acesta? Despre transparența în viața de căsnicie. Augustin, nu numai astăzi, în ziua anunții, nu numai mâine, în luna de miere. Toată viața să te poți uita în ochii soției tale și să pari o persoană, să fii o persoană transparentă. Diana, la fel. Să n-ai niciun ascunziș. Dacă soția ta, Augustin, va găsi $20 în buzunar la pantaloni de care ea n-a știut, a intrat în trouble. Trebuie să fiți foarte transparenți dacă vreți să fie bucurie și pace în viața de familie. Apoi, vă spuneam, sunt probleme externe care provin din afară. Societatea în care trăim, vă spuneam, e o societate bolnavă. Ea îndreaptă tot felul de presiune asupra familiei, conceptele sociale de astăzi, păcatele care macină societatea americană, toate acestea constrâng familia și îndreaptă împotriva familiei săgeți arzătoare. Acum nu mai trebuie să te duci în lume ca să devii ca lumea, pentru că prin televizor, prin internet, lumea a pătruns în master bedroom, în living room-ul familiei. Și de aceea este foarte important să ținem cont că problemele acestea externe pot să dăuneze foarte mult valoarea și importanța căminului nostru. Dacă luați pe Domnul Iisus în casa voastră, în familia voastră, și veniți la El, cum s-a produs la prima nuntă din Cana, cu toate problemele voastre, cu toate neajunsurile voastre, și când vei constata, Diana, că nu mai este ceva, nu mai este aceeași înțelegere, nu mai este aceeași dragoste, nu mai sunt aceleași sentimente, puneți-vă pe genunchi și spuneți Domnului Iisus toate neajunsurile astea. Va veni o vreme când veți constata că nu mai este ce a fost și nu mai e cum a fost. Să nu descurajați, luați-L pe Domnul Iisus, nu doar musafir în casa voastră, El să fie stăpânul familiei voastre și Domnul va binecuvânta căsnicia voastră. Și aș vrea să spun ceva cu privire la viitorul familiei, de fapt să nu spun nimic, ci doar să citesc
un verset din Scriptură care să fie garanția viitorului familiei voastre. Și vă rog să luați ca din partea lui Dumnezeu acest cuvânt, această asigurare. Căci eu știu gândurile pe care le-am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Amin. Domnul să vă binecuvinteze pe voi și pe părinții voștri și pe toți nuntașii. Amin. Mulțumim, mulțumim pentru mesajele de la această sărbătoare, pentru încurajări, mulțumim pentru cei care au slujit, Domnul să vă binecuvinteze. Ne apropiem de momentul așteptat de miri al rugăciunii, în care să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu peste ei, să ne rugăm pentru ei și dorim ca Domnul să-i binecuvinteze. Eu nu l-am cunoscut pe Augustin prea puțin, l-am văzut venind aici la noi în Florida, vizitând biserica și vă spun sincer, prima dată când l-am văzut cu Diana, am zis că trebuie să fie verișori, altceva nu. Frate Petrică, n-ați fost acasă să-mi spuneți nimic, nici sora Lida, era totul așa din scurt. Dar am stat de vorbă cu ei și am observat un lucru. Tot a doua săptămână, la ora exactă, fratele Augustin era la Biserica Haru. Într-o zi mi-au spus, ne-am logodit, frate păstor, și iată evenimentul frumos de astăzi al nunții. Dorim ca Domnul să vă binecuvinteze pe voi și aș vrea să cântăm cu toții o cântare pe care mireasa o iubește foarte mult. Această frumoasă cântare este un imn, a dorit să-l cântăm la nunta lor în cinstea împăratului pe care îl așteptăm, mirele Bisericii Hristos, să-i mulțumim pentru că El ne iubește. Vă invit să ne ridicăm cu întreaga biserică, cu toți cei prezenți și la numărul 331 avem această frumoasă cântare, vom cânta două strofe din această cântare, două strofe și apoi ne pregătim pentru momentul de rugăciune. El ne-a iubit, venind în lume, noi și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile, în numele Domnului nostru Iisus Hristos.
Supuneți-vă unii altora în fica lui Hristos, nevestelor. Fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului, căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii, El mântuitorul trupului. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Bărbaților, iubiți-vă nevestele, cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea ca să o sfințească, după ce a curățit-o prin botezul cu apă prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele. Ca pe trupurile lor, cine își iubește nevasta, se iubește pe sine însuși. Augustin, înaintea lui Dumnezeu și a bisericii sale răscumpărate, te întreb dacă din dragoste și nesirit de nimeni te căsătorești cu Diana. Da. Diana, înaintea lui Dumnezeu și a bisericii sale răscumpărate, te întreb dacă din dragoste și nesirită de nimeni te căsătorești cu Augustin. Da. Pentru a întări și mai mult legământul vostru, vă rog să repetați după mine. Eu, Augustin. Eu, Augustin. Pe deplin conștient. Pe deplin conștient. De ceea ce spun și înfăptuiesc. De ceea ce spun și înfăptuiesc. Mărturisesc înaintea lui Dumnezeu. Mărturisesc înaintea lui Dumnezeu. Și înaintea bisericii. Și înaintea bisericii. Că te iau pe tine, Diana. Că te iau pe tine, Diana. Să fii soția mea. Să fii soția mea. Să trăim după cuvântul lui Dumnezeu. Să trăim după cuvântul lui Dumnezeu. În dragoste să rămânem uniți la bine și la rău. În dragoste să fim uniți la bine și la rău. În bogăție și în sărăcie. În bogăție și sărăcie. Și în boală. Și în boală. Și în sănătate. Și în sănătate. Până când moartea ne va despărți. Până când moartea ne va despărți. Eu, Diana. Eu, Diana. Pe deplin conștientă. Pe deplin conștientă. De ceea ce spun și înfăptuiesc. De ceea ce spun și înfăptuiesc. Mărturisesc înaintea lui Dumnezeu. Mărturisesc înaintea lui Dumnezeu. Și înaintea bisericii. Și înaintea bisericii. Că te iau pe tine, Augustin. Că te iau pe tine, Augustin. Să fii soțul meu. Să fii soțul meu. Să trăim după cuvântul lui Dumnezeu. Să trăim după cuvântul lui Dumnezeu. În dragoste să rămânem uniți la bine și la rău. În dragoste să rămânem uniți la bine și la rău. În bogăție sau în sărăcie. În bogăție sau în sărăcie. În sănătate și în boală. În sănătate sau în boală. Până când moartea ne va despărți. Până când moartea ne va despărți. Amin. Amin. Cred că aveți și inelele, da? Pregătite pentru acest eveniment. Vă rog să vă puneți inelele. Și aș vrea să vă uitați cu atenție la inelele voastre pe care le puneți pe deget unul celuilalt. Și aș vrea să vedeți că acest inel este un cerc neîntrerupt și să-l priviți ca un simbol al iubirii care să fie întotdeauna între voi. Amin. Vă rog să vă puneți inelele. Sunt frumoase și sunt plini de emoții. Augustin, așa cum ai pus inelul pe degetul miresei tale, te rog să repeți după mine. Îți dau acest inel înaintea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor, și înaintea oamenilor, ca un simbol al credincioșiei, ca un simbol al credincioșiei și a dragostei mele, și a dragostei mele nesfârșite pentru tine, nesfârșite pentru tine. Diana, așa cum ai pus inelul pe degetul mierelui tău în această zi, te rog să repeși tu după mine. Îți dau acest inel
îți dau acest inel înaintea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor, și înaintea oamenilor, ca un simbol al credincioșiei, ca un simbol al credincioșiei și al dragostei mele nesfârșite pentru tine, și al dragostei mele nesfârșite pentru tine. Amin. Amin. Dorim ca Domnul să vă binecuvinteze. Momentele care urmează vor fi momente în care noi rămânem în picioare, mirii vor îngenunchea pentru un moment de rugăciune și vom cere din partea Domnului binecuvântare peste căsnicia lor pe viitor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, venim înaintea ta cu reverență, în acest moment special de rugăciune, peste un lucru atât de sacru și sfânt care este căsătoria, și te rugăm pentru Augustin și Diana în această zi, te rugăm ca tu să-i binecuvintezi. Credem din toată inima, Doamne, așa cum au mărturisit și ei, că tu i-ai adus împreună. Tu i-ai pus împreună și tu ai vrut ca ei să se căsătorească. Doamne, în numele Tău facem această căsătorie și punem numele Tău peste casa lor. Și te rugăm ca Tu să-i binecuvintezi. Știm, Doamne, că nu-i vei lăsa lipsiți de tot ceea ce au nevoie în fiecare zi. Tu ești Dumnezeul credincios, care în toate lucrurile ne porți de grijă și îți mulțumim. Îți mulțumim că ai hotărât în suveranitatea Ta, Doamne, lucruri minunate peste această casă. Tu ai hotărât să-i pui împreună pentru că ai un scop cu casa lor și te rog ca să-i binecuvintezi. Te rog pentru Augustin să faci un soț iubitor. Întotdeauna să se poată lăuda Diana că soțul ei o iubește. Te rog să-l binecuvintezi cu multă înțelepciune, să dea o direcție sănătoasă casei lui, să te cinstească pe tine, Doamne, și să fii tu glorificat în tot ceea ce gândesc și trăiesc ei. Te rog pentru Diana să o binecuvintezi. Binecuvintează-o să fie soția care tu o dorești, să fie pentru soțul ei, Augustin. Te rog să o binecuvintezi cu multă înțelepciune, să fie femeia care să zidească casa, Doamne, și mulțumim că îi vei binecuvânta. Binecuvintează-i și cu copiii și cu tot ceea ce vrei tu, Doamne, și ai pregătit pentru ei și totul să-l primească din partea ta. Îți binecuvântăm numele și pentru părinților care i-au crescut, care sunt aici în aceste momente de sărbătoare și doresc ca tu să-i binecuvintezi. Și atunci când vor privi spre copiii lor, Doamne, să se bucure de ei. Îți mulțumim pentru dragostea ta și ne plecăm cu recunoștință, pentru că tu ne binecuvintezi, Doamne. Nu vrem să plecăm de aici fără să ne binecuvintezi tu. Îți mulțumim, te slăvim și te binecuvântăm, Domnul vieții noastre. Amin. La numărul 600 avem cântarea care spune: Domnul păcii să fie cu tine. Ne uităm spre cei doi ca o familie binecuvântată și dorim ca Domnul păcii să îi însoțească în viață. Amin. Domnul păcii să fie cu tine în furtună sau zile senine, din motivul divin să-ți dea pace din plin. Pacea lui, pacea lui peste tine. Proaspătă familie întemeiată în Biserica Harul, Augustin și Diana. Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Și vă dorim din toată inima o căsnicie
fericită și frumoasă și Dumnezeu să vă însoțească în toate deciziile pe care le-ați de luat în viața voastră. Amin. O să săruți dacă vrei mireasa și putem să eliberăm sanctuarul. Să fiți binecuvântați! Vreau să știți că sunt foarte îndrăgostiți. Am fost cu ei ieri la repetiții și se iubesc. Domnul să vă binecuvinteze. Așa trebuie, așa este bine. Thank you.
Okay, so I can keep it.